Bun găsit în inativ, vă spune Jimmy, însă de colegii din regia tehnică, Denisa și Angelo. Așa, după cum vă promiteam în luna iulie, când am avut ultima întâlnire, alături de noi este prietenul și colegul nostru de presă, jurnalistul Mircea Hodărnău de la Radio Ring, autorul, după cum bine știți, și în același timp, să spunem, moderatorul unor emisiuni de succes în domeniul muzical, și ne referim aici la experiența pe care Mircea are, dar și contactele în lumea muzicală românească și nu numai, pentru că noi am început alături de Mircea Hodărnău și de Milu Olteanu un serial despre istoria rockului la Mediaș și despre istoria, să-i spunem, oamenilor care au făcut și fac în continuare o figură frumoasă grație lipselor de constrângeri. În această seară vom aborda profilul generației așteptate, medieșeni de succes în Occident. Mircea a avut mai multe contacte cu aceștia, mai multe emisiuni, și avem și câteva înregistrări, și pe această cale îi mulțumim pentru amabilitate, pentru faptul că încercăm împreună să odrăslim acest demers jurnalistic de a scoate în evidență un profil al unei generații libere. N-am mai avut așa ceva. Mulți dintre cei care poate ne privesc la vârsta a doua, Mircea, sunt încă virusați de comunism. Nu știu dacă le-a rămas încremenit la creier, fac acum referire spre mine, dar mă gândesc la faptul că așa cum discutam și cu domnul Marcel Piteiu săptămâna trecută, generația aceasta care este născută după 1990, cea care nu a prins o perioadă de totalitarism, este speranța care poate deveni certitudine, mă gândesc, la ceea ce vor realiza, faptul că au foarte mult viitor, puțin trecut, și de aceea aș vrea să luăm în dezbatere, cu ajutorul tău evident, ceea ce înseamnă acest profil al medieșenilor de succes în Occident. Și aș vrea doar atâta să spun, o generație care nu a fost avariată de totalitarism, o generație care trebuie să aibă conștiință, o generație care are școli, pentru că vom vorbi de medieșeni care au succes la Chicago, cum ne spunea Mircea, unul dintre arhitecții cei mai mari originari din Mediaș. Vorbeam de Marius Steinmann, o mai veche cunoștință, care spuneai tu, eu știam odată că lucra în industria diamantelor după ce a plecat din România, locuia pe 1 decembrie, apropo de Gura Câmpului, prieten și cu Mircea Tomuță, cu Gelu Hal Maghi și cu ceilalți, și iată, cum spuneai tu, cu una dintre clinice de succes în zona Düsseldorf, sau dacă mă ține pe mine bine memoria, să spun, dacă mai am această informație. Da, un apropiat al lui Roland Hertmann. Da. Pentru că Roland a fost chiar și a făcut practică la clinica lui, îl chiar și menționează pe Marius într-unul din interviurile sale, de fapt chiar și în prezentarea de la Mediaș Mentorship, aduce aminte de medieșanul Marius din Germania, care este un nume de referință în ceea ce privește stomatologia acolo în Germania. Dar îți propun, pentru că tu vorbeai de comunism, să facem așa un bridge, un pod peste, sau un arc peste timp. Mai ales că o să fii lângă Tower Bridge pe o săptămână. Am plăcerea să cunosc un adevărat magister în arta cavalerismului. E vorba de un medieșan pe care probabil părinții noștri și-l aduc aminte, e vorba de Emil Hartmann, care a fugit în Germania și locuiește de foarte mulți ani acolo, pasionat de cascadorie, animale, filme, iată că a pus bazele, echitație, a reușit să se branduiască în Germania și să fie folosit ca și consultant sau organizator sau MC la anumite evenimente de acest gen. Adică germanii sau, eu știu, cei care vor să-și facă o petrecere tematică, având ca temă Evul Mediu, Emil Hartmann este omul potrivit, dar lucrul potrivit. Da, i-am făcut un interviu cu el și cu Elvis, adică tatăl și fiul, și Elvis nu a sărit departe de, Ashken a sărit departe de pom, se ocupă și el de actorie, și împreună organizează aceste evenimente. Emil Hartmann a fost chiar invitat la cetăți transilvane, evenimentul de la Sibiu, de luna trecută. Din păcate n-am reușit să mă întâlnesc cu el, le-am discutat doar la telefon, are și un site unde este în limba română și probabil cei care vor să afle despre medieșanul nostru o pot face accesând site-ul său, acolo sunt foarte multe date biografice. Adică este un medieșan care într-adevăr a pus suflet, a avut o trupă de cascadori, nu profesioniști, la Mediaș. A fost chiar filmat de către unul dintre producătorii foarte cunoscuți din România, Aristide Buhoiu, în filmul Mușchetarii din Mediaș, pentru televiziunea română. Asta se întâmpla în urmă cu vreo 35 de ani. Da. Da.
Probabil și-a dorit mai multă libertate, s-a dus în Germania și într-adevăr face ceea ce îi place și se vede acest lucru și am înțeles că are din ce în ce din nou mai multe contacte cu românii. Știu, cavalerii de media și-l aminteau aici, au fost și ei în emisiune și unul dintre fondatori spunea de rolul pe care domnul Hartmann l-a avut. Un rol foarte important. Da. Deci este un medieșan realizat din perioada comunismului în România. S-a dus în Germania și cu ajutorul pasiunii sale, iată că a reușit Tu ai relații amicale cu acest medieșan de succes și aș vrea să te întreb de arhitectul din Chicago cu care ai luat legătura. Da, pe Horia Dicker l-am cunoscut la acest târg de carte sau salon de carte, muzică, presă și care a avut loc la media și în perioada când era și Festivalul Internațional de Film. Am vizitat salonul. Mă uitam după autori medieșeni, am descoperit câțiva dintre ei. Dan Ovidiu era la una dintre edituri, am discutat și noi cu Laurențiu cei de la... Laurențiu Oprea și era Cristina care și-a lansat Dimineți cu Pașa, dar am primit în seara aceea, în urma unui clip pe care l-am pus pe YouTube, cineva a văzut pe site clubul cu prezentarea salonului și mi-a trimis un mail, zice, vezi că există și un alt. Medieșan care își lansează chiar cartea de debut la acest salon. E vorba de Horia Dicker, Manuscrise pământene. I-am zis, ok, mulțumesc pentru informație, pentru tip, așa, că e frumos să mulțumești. Și am zis, mâine dimineață o să trec și o să mă întâlnesc cu autorul. Era chiar la primul stand. Am făcut cunoștință, i-am spus cine sunt, nu ne cunoșteam. După care, din discuție, am aflat că el a plecat de 12 ani din media, își locuiește la Chicago, a terminat fizica, a trecut la arhitectură, între timp mai și scrie și împreună cu cei de la Niculescu și-a lansat cartea de debut chiar la media. A doua zi dimineață, înainte de a zbura de la Târgu Mureș spre Chicago, am zis, hai să facem un interviu, nu pot să te scap. Acum știi cum e microbul. Păi asta e deformarea profesională al jurnalistului. Acum îl prins, trăim momentul, da. Bun, și pe parcurs a un sfert de oră, bineînțeles, Horia mi-a explicat de ce scrie, cum a făcut acest lucru, cum a trecut de la fizică la arhitectură, ce este de fapt acest volum de un jurnal mult mai special. E 95% realitate și restul e ficțiune. Am pregătit și câteva interviuri, bineînțeles, realizate de mine, în format video. Eu zic, hai să-l vedem împreună, după care discutăm. Ce te-a îndemnat să ții un jurnal? Ai fost plecat de acasă mai mult timp, în facultate? Cred că a fost ceva natural, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Din copilărie am avut așa o tendință de a consemna. Mm-hmm. Ne chiar distram, că am găsit niște jurnale de pe vremea când aveam vreo 7 ani. Mergeam cu tata pe la Târgu Mureș sau în diferite călătorii și eu scriam ce făcea el acolo. Deci este probabil, nu știu, ceva tendință. Făceau părinții tăi la fel? Se scria tata în casă? Mai avea ceva, am mai găsit ceva poezie scrisă de el și ceva tot așa un pic de jurnal. Probabil, nu știu, de la el. Și mama a avut, chiar mi-a spus domnul Cunal că a avut un fel de jurnal în care scria despre liceu, cum a fost secretarul liceu de la început. Consemna efectiv tot ce se întâmpla, avea un fel de statistică. Da, deci nu știu, probabil că o fi și ceva moștenit, nu știu exact ce să zic. Și când te-ai hotărât să, că într-adevăr vrei să le pui celor de la niculescu.ro cartea pe masă, mă refer în format electronic? Au venit de la ei invitația sau tu te-ai dus la... A fost un fel de întâmplare, dacă putem numi întâmplări aceste lucruri. Un verde meu de la București îl cunoștea pe domnul Niculescu și eu am întrebat mai multe persoane care le cunoșteam, dacă nu au cunoștințe sau mă pot ajuta cu ceva informații, cum aș putea să ajung la editură sau să pot începe un astfel de demers. Și s-a întâmplat să dau peste domnul Cristian Niculescu, l-am contactat, s-a arătat interesat, i-am trimis formatul electronic și până la urmă am ajuns aici. Ai ales din mai multe texte sau cum ți-a fost ușor, greu, ca cele 16 capitole, pentru că sunt și unele mici poezii,
să fie cuprinsă în acest jurnal? Cred că nu. Destul de natural, nu știu cum să vă explic. Pur și simplu am mers așa pe un fel de instinct. Deci am avut scrise jurnalele și m-am tot gândit cum să le aranjez. Este și un pic de logică. De exemplu, vine capitolul 1, 2, după aia 2 jumate, 2 și 3 sferturi și 3, care de fapt este elementul de legătură între legătură prin jocul acela al copilăriei, când de a bați ascunsele. De aceea și la capitolul 3 începe cu cine nu-i gata, le-au cu lopata. Deci sunt niște principii oarecum și matematice care m-au ajutat să le pun în ordine, deși nu sunt în ordine cronologică. Deci fiecare capitol este oarecum independent, are un fel de întâmplări independente, care după aceea se leagă oarecum la final. Deci trebuie să citești toată cartea ca să-ți dai seama unde merge fiecare din piesele astea din puzzle. Deci de-aia am și numit jurnalul baroc, pentru că e un stil eterogen și un stil mai complex, așa, mai puțin mai matematizat decât... Da, chiar mă gândeam pe drum să te întreb de ce în secolul 21 tu te întorci la un jurnal baroc? Probabil că sunt și un melancolic, deci sunt foarte atras de istorie și de stilul european vechi, și de arhitectură și de mentalitate, adică nu mentalitate, poate mentalitate nu așa de mult, da? În principal de orașele vechi europene. Deci stilul de viață și stilul de aranjament în orașe și arhitectura, bisericile, ăsta este un element principal. Deci ăsta e practic prima cheie din sub numele titlului. Al doilea fiind, cum am spus, faptul că este un stil eterogen. Deci stilul baroc este un stil combinat și atunci am zis că folosesc cuvântul ăsta ca să prezint și această caracteristică. Faptul că este un jurnal nu așa de clasic, deci cu mai multe elemente, și filozofie, și poezie, și așa mai departe. Manuscrise pământene te duce cu gândul la ceva vechi. Da, da, da. Deci ești legat foarte mult de media și mă refer, rădăcinile tale sunt aici. Da, da, da. De Mediaș, de România în general, dar în special de Mediaș, deci am așa un fel de arhetip care mi se pierde undeva în istoria orașului. Deci mă simt legat și foarte dependent cumva de oraș, de zonă, de Transilvania ca un tot unitar, dar mai ales de centru. Centrul țării, parcă mombilicul României aici undeva. Da, este modul în care ți-ai structurat tu cartea, e legat de profesia ta. Tu ce profesie ai în viața de zi cu zi? Deci acum lucrez ceva apropiat de arhitectură, dar nu chiar arhitectură. Deci în România se numește devize, procesul. Dar eu fac măsurători pe planuri pentru o firmă care instalează granit, marmură, placări și diferite elemente arhitecturale mai complexe din piatră și din materiale artificiale care simulează piatra. La un moment dat, chiar în carte, dacă țin eu bine minte, e și o scurtă frază în care spui și acum cuvântul magic e arhitectură. Da. Cum ai ajuns tu la arhitectură? Pentru că fiecare, o chemare, o... Da, da, deci tot așa cum scriam de când eram copil, am și desenat. Și asta iarăși cred că a fost de la tata, pentru că mi-aduc aminte, el învăța pentru a doua facultate și eu stăteam lângă el, mi-a și povestit mama, desenam acolo tot timpul ceva, dacă îmi dădea ceva să desenez, eu eram liniștit. Și probabil că este tot așa un fel de, un instinct, nu știu, un fel de pornire interioară care m-a urmat toată viața și chiar și când am dat la facultate, aveam de ales, mă gândeam să dau la arhitectură sau la fizică și am ales cumva fizica, mă gândeam că poate să mă apuc eu și de arhitectură mai încolo, mă gândeam că fizica e mai grea, asta pot să o fac prima dată, dacă o fac fizica, după ce te duci la ceva mult. Da, pot să mă duc și la ceva mai care e și legat de fizică, fiind tehnică și să, deși până la urmă n-am reușit și era normal să fie așa, dar la vârsta aceea nu ne dăm seama. În carte apar la un moment dat și niște scrisori. Da. Sunt scrisori reale, da, da, dintre da. Tine și Claudiu, da, da, da. Sau e doar ficțiune? Nu, sunt scrisori reale, deci cartea este oarecum un fel de document. Deci ficțiunea e foarte puțină.
90-95% din carte este realitate. Un interviu în exclusivitate realizat de către Mircea Hodărnău. Pe această cale îi mulțumim că îl difuzăm și noi în cadrul emisiunii noastre. Horia Decker, descoperirea ta, îmi spunea în pauză fiul secretare. Da. Da. Probabil unii se întreabă, apar două sigle acolo pe ecran, deci Media News TV este canalul meu de YouTube, unde îmi postez înregistrările video. Am făcut un pas înainte și după ce am preluat lentila de contact de la tine, bun, am studiat mai mult social media și am zis de ce să nu le înregistrez video și să pe blogul meu să beneficiem și de aceste chestii. Îmi pare foarte rău că n-am înregistrat la o calitate foarte bună un interviu cu un alt medician de succes, e vorba de fostul vostru coleg de la TVAS, care este în Canada. Da. Și are este un medieșan, Radu Secășan, un medieșan care are propriul său ziar în Canada. Este o altă realizare și un medieșan cu care ar putea să ne mândrim. Corect, a lucrat cu Andrei Bădin de la Antena 1. Știu când a realizat documentarele filmate, când Andrei Bădin acum lucrează la B1 TV, înainte era la Întrustul Intact. Și el era operatorul care l-a ajutat în Canada, la filmările din Hamilton, din Toronto și toate celelalte. Ceea ce și ne-am bucurat, a zis că Radule, ce e foarte important e că Radu a învățat meseria aici. Aici, da. Nova TV, TV, la TV, Nova TV. TV și a pus în practică aici în studio ăsta, probabil era unul dintre cameramani și iată, învățând meseria aici s-a dus și s-a putut realiza în Canada. Da. Deci bineînțeles, a lucrat o perioadă a făcut alte meserii, dar până la urmă s-a întors tot la meseria lui de suflet și iată că dă randament. Avea o firmă de înregistrări și acum așa spunea chiar nunți, botezuri, de la o glumă pe care o făceam eu, toată lumea apropo de Mihai, Jiga și Radu Secășan, că erau împreună și le spuneam și cu Marius Domitian. Prima generație, să spunem, de cameraman. Da, și acum este patron de ziar. Da. Bun, deci ne mândrim cu un alt medieșan care, iată, poate la un moment dat să ne dea lecții din punctul de vedere între ale marketingului și tot ceea ce este mass media undeva în Canada. E o altă lume și, bineînțeles, sunt cu mai mulți pași în față. Da. Mai avem un alt arhitect, așa, e vorba de Alexandru Calcatinge. Tu ții minte de Tam Tam. Corect, de grupul Tam Tam, cu Nes Gondoiu, cu Vasile Popescu. Când a început perioada cu Facebook-ul, mi-am făcut și eu o pagină de Facebook și am zis, hai să... Din lista noastră de prieteni, să spunem așa, Și când am primit lansarea de carte la Viena, Medieșan, lansarea de carte la Viena, imediat mi s-a prins becul și am zis, ok, vreau și eu mai multe detalii, mi-a trimis, zic, când vin Mediaș, vreau să te am în studio. Bineînțeles că a acceptat din prima și am discutat despre teza lui de doctorat, care de fapt și este subiectul cărții, cum i s-au deschis ușile în Statele Unite, în Viena, cum e să fii un român care te duci să studiezi acolo, dacă au cei de acolo anumite prejudecăți și toate lucrurile acestea le-am dezbătut la lentila de contact. E ceva ca o editură din Occident să spună vii și lucrezi pentru noi. De fapt, ușile lui s-au deschis în Statele Unite pentru că a făcut o prezentare pe arhitectură pentru niște americani. Și americanii, bineînțeles, au girat pentru el și atunci cei din Viena nu au mai avut ce să spună. Chiar dacă venea din România, ușile s-au deschis și au zis noi să asigurăm toate piețele pe care știm că acest subiect este foarte căutat, dar nu în Europa de Est. Da, conexiunea lui venea și din prietenia cu artistul vizual Mihai Zgondoi, cu Mircea Cipari. De fapt, ei au fost nășiți spiritual de Vasile Popescu. Vasile Popescu, care... La un moment dat am întrebat, zic, nu faceți un, Tam Tam Reloaded după vreo 10 ani, pentru că sunt foarte mulți artiști tineri care au fost împrășteați în lume datorită acestei mici, să spunem, comunități de artiști din Mediaș. Da, care e o idee de bună, poate vorba ta, grupul Tam Tam ar merita, dar să nu ai ca un parastas, că ești niște tip cu care provoacă scandalul, artistii vorbesc. Nu, eu cred că poate să fie o chestie, un happening foarte interesant, nu? Să iai pe toți la aceeași masă, fiecare lucrează diferit. Unii în instalații, alții în Grafer, cum este Mihai Zgondoiu, într-o chestie atât de grafică, instalații video, alții cu... Alexandru cu fotografia. Da.
Acum știm că a fost și fotograful oficial al Trenului Regal, acel eveniment major de scriitor român, da, cultural, pe calea regală. Și chiar la un moment dat i-a spus, bun, ok, vreau și eu un album cu fotografiile pe care le-ai făcut acolo. Foarte greu mai găsești. Deci da, s-au vândut ca pâinea caldă. Am înțeles. Noi am mai ținut și noi legătura, și noi am filmat atunci în cadrul interiorului Trenului Regal, având relație afectivă cu Mihai, da, cu Mihai Zgondoiu și cu Mircea Cipariu. Bun, hai să vedem o părticică din interviul cu Alexandru Calcatinge, în care ne spune despre cum s-a descurcat el acolo la Viena sau cum a... Am publicat la început articole, așa, mai timid, la revista Școlii de Arhitectură de la Cluj, în Logia. Cât timp am fost la Viena, având și, să zic, mai mult timp pentru studiu și pentru cercetare decât la București, fiind implicat și în altfel de activități decât în România, am început să scriu pentru o conferință ținută de americani în Austria. Și am fost acceptat să particip la conferință și organizată de cei de la Connecticut State University. A fost acceptat articolul, care articol atunci a avut titlul Visions of the Real in Contemporary City. A fost de fapt o adaptare a ceea ce scriam eu în românește cu viziunea ale realului în orașul contemporan. Ți-a deschis o poartă acest articol, această participare? S-au deschis ușile? S-au deschis ușile. Prima dată s-au deschis cu conferința care a avut loc, organizată în Bad Hofgastein, undeva lângă Salzburg, după care s-au deschis alte uși, odată cu publicarea articolului. A durat jumătate de an de la conferință până a fost publicat articolul. Și cu publicarea articolului s-au deschis alte porți. Este totuși ceva, pentru mine, nu știu dacă pentru alții, să publici un articol în Statele Unite. E greu să lucrezi cu austriecii, cu americanii, cu românii? Nu, cu niciunul nu este greu, cu niciunul dintre ei nu este greu, sunt abordări diferite. Sunt abordări total diferite. Vreau să zic așa, să uit primul an de doctorat pe care l-am făcut în paralel cu al doilea an de master și a fost o nebunie curată. Iar în al doilea an de-abia am plecat la Viena. De atunci a început de fapt cercetarea doctorală, de atunci a început de fapt tot ce este frumos în a face cercetare științifică. Să ai timp să mergi în bibliotecă. Ce e acolo? Aer, alt aer, altă și viață. Aer. Și okay, aer, da? Frumos. Pentru noi, făcând cercetare, ce este acolo mai important sunt bibliotecile la care ai acces. La care, sincer, n-aș fi avut acces în România, sigur nu pe perioada doctoratului și sigur nici cât poate aș trăi. E total altceva. Ai acces și de acasă, pe totul pe internet, ai acces și acolo, ți se dau cărțile în total alt ritm și ai alte responsabilități decât ai avea aici, ți le lasă pe mult mai mult timp și ai multe posibilități. Și am avut la îndemână niște biblioteci a tuturor facultăților și universităților din Viena care m-au ajutat enorm. Sunt mai pragmatici americanii și cei din Occident, adică punct ochit, punct lovit, fără multă vorbărie, dar te poartă. Da. Nu? Pentru că noi așa, vrem, nu vrem, așa se întâmplă. Da, însă am avut prilejul, cât am stat la Viena și cât mai am încă contact cu ei, să demitizez mitul neamțului sau al sasului, sau mă rog, așa. Adică nu sunt lucrurile bine făcute, aranjate, clare, dar mai sunt și mai calcă și ușor strâmb. Dar nu așa de grav ca la noi. Birocrația, vorbesc la nivel birocratic, nu la alt nivel, există și acolo, există oameni care în aparatul birocratic și așa îți cam, zic așa, stau în cale, spun bețe în roate, îți mai tai din avânt. Tu de unde vii? Din România? Ok, nu am timp, mai vin o mâine. Nu mi s-a întâmplat chiar așa. Aproape cum zici tu, au fost reticențele unor profesori de la universitate știind că sunt din România. Ai simțit-o tu? Da, am simțit-o eu. Primele contacte, primele discuții, dar îmi place să cred că pe parcurs, odată ce am reușit și eu să le povestesc și să descopere ce sunt, ce fac și care sunt, să fie altceva. Dar nu este cazul profesorilor cu care am avut direct contact ca îndrumător de la doctorat. Alți profesori din universitate cu care vrând nevrând, stând acolo, am avut
Cu americanii ai bățit de... la fel ca și cu vienezii? Nu, cu americanii nu am bățit la fel. Americanii cei nefiind, să zic așa, băștinași. Da. Erau de prin Malta, erau de pe altundeva, venis tot de prin Europa, dar aveau altă abordare. Și nu neapărat americanii, cât la conferința la care am avut contact cu ei și organizat, au fost din toată lumea. Și m-a impresionat un grup de cercetători în educație, deci făceau parte de pedagogie din Australia, care a fost senzațional când au venit la conferință și au pus niște întrebări extrem de bine gândite și pertinente și care chiar te făceau să vrei să le răspunzi. Știi? Pentru că a fost parte de prezentare a lucrării pe care am avut-o și, mă rog, din cauza unor greșeli în organizare și n-au participat chiar toți, am avut la dispoziție aproape jumătate de oră de discuții și a fost așa o discuție liberă, colegi din India, din Pakistan, mulți din partea asiatică, din partea din est, australienii, americani în sine, dar foarte așa deschis, liber, deși erau, niciunul nu cred că era arhitect, niciunul nu era nici măcar geograf. A fost așa o chestie de o discuție extrem de interesantă. Unii s-ar întreba, dar de ce nu ai lansat cartea în România prima dată și pe urmă să livrezi pachetul Occidentului? Pentru că, așa cum suntem obișnuiți că trăim în România, dincolo este mult mai simplu. Da. Dincolo este mult mai simplu. A fost nevoie doar de o întâlnire cu editorul, neștiindu-ne, un băiat extrem de fain și foarte deschis, tânăr. Am povestit, nu știa nici cercetarea mea, nu știa nici cine sunt. A zis, ok, trimite-mi pe mail ce faci tu și îți trimit un răspuns. În decurs de o săptămână i-am trimis ce am scris pe mail și a zis, ok, Alex, dă-i bice, facem cartea. Eu am făcut toată editarea, mi-au dat ei documentul formatat încât să pot să scriu. L-am terminat în aproape un an de zile și a fost ok. Au fost momente în care ai zis, mă mai gândesc, mă opresc, ai avut deadline-uri, te-au stresat? Nu, chiar nu. Deci deadline-urile mi le-am impus singur. Asta e foarte bine. Dar am fost la un moment dat nevoit să spun clar un deadline, pentru că eu mi-am spus clar, în funcție de deadline-ul tău, noi știm să le spunem distribuitorilor, librăriilor, tuturor celorlalți implicați, când le livrăm cartea. Deci, și era o chestie financiară, fiecare deadline pierdut, adică schimbat, costa. Da. Pentru mine era un avantaj să termin cât mai repede și cât mai bine. Poți să ne spui câteva lucruri despre editura cu care ai colaborat la Visions of the Real? Editura... Să ne dăm seama un pic, pentru că mulți se uită de cine e făcută, de cine e lansată. Da. Autorul la un moment dat contează și el foarte mult, dar și cine te publică. Exact. Și cine te vinde. Exact. Dacă n-ai un vânzător bun, degeaba ai un produs. Exact. Pentru că se uită la preț, zice ok, e 20-25 de euro, cât o fi. Ca o carte obișnuită, da. Dar contează și editura. Editura Lit Verlag este o editură multinațională, cu sediul principal în Zürich, având filiale în Austria, Germania, Marea Britanie și cred că și Franța, dacă nu mă înșel. Oricum, ei, din câte am aflat ulterior și de la profesorii de la universitate, sunt specializați pe cercetare științifică. Deci nu e ca și cum ai publica, exemplu, în România, o lucrare de cercetare științifică la editura Humanitas. Da, te-ai uitat înainte să... Da, am intrat pe site-ul lor. Ai studiat piața să vezi un pic, ok, unde m-aș duce sau unde aș, cu cine aș lucra? Nu am studiat piața la nivelul ăsta, doar mi-au spus ei, stai liniștit, că o să te distribuim acolo unde trebuie. Uh-huh. Inclusiv Statele Unite, Japonia, Europa, dar nu de est, de la centrală spre vest, adică piețele unde știu și ei lucrările de cercetare științifică și pe anumite domenii se cumpără și sunt bine văzute și se citesc.
Ne întoarcem cu colegul și prietenul nostru Mircea Hodârnău pentru a discuta de Medieșeni, care iată au părăsit turnul de Fildeș, elitismul acestui turn, cazul Alex Calcatinge este notoriu și vom discuta și de alte nume. Amintesc și eu pe cei care am avut invitații, acum nu suntem într-o concurență nervoasă. Evident, este bine pentru comunitate. Subliniez că da. Sunt foarte mulți care, da, aminteam care s-au pe cei care am avut aici, pe Paula Țurca, soprană, care a cântat în Elveția și de asemenea locuiește la Berlin, aparținea unul dintre marile festivalul cel de la Beirut. De asemenea, și noi am mediatizat cazul Alexandra Mate, care a fost șefă de promoție la Facultatea de Jurnalism din Sibiu, a lucrat în Germania, Mircea, la Canal X, la unul dintre canalele de televiziune, un an de zile, și ea, cu atât mai meritoriu este că a plecat de la liceul Rod, de la secția română, și a învățat pur și simplu la fața locului și spune, apropo de cum îi se pare presa în România după un an de experiență de Germania, un fel de presă de, n-aș vrea să spun de carton, dar ca un teatru de păpuși, cam ceva în stilul acesta, spunea, de marionete și de mucava. Mie îmi pare rău că și posturile de nișă acum, care tot s-au tabloidizat, tot trâmbițează că sunt... Da. Number one, chiar astăzi un coleg de birou la un moment dat zice... Realitatea și antenele trebuie să se bat în... Zice, fă televizorul ăla mai încet... Ok, trebuie să monitorizăm, dar ne-am săturat de atâta manele la Realitatea TV. Corect, și lauda de sine, că domnule, noi pe target urban suntem, zici că e nebunie. Nu sau înțeleg. O tevizare a promise de Dan Diaconescu se întâmplă. Subcultura asta care ne îndepătește, nu mai vezi o emisiune serioasă, totul se reduce la cancanul, la mondenități de aceasta ieftină. Dezamăgirea din punctul meu de vedere, referitoare la presa noastră, e faptul că a dispărut un post de radio de rock și a devenit un post de radio care spune cancan. Cancan, FM. Și asta. Colegii spus patronatului, zice, ok, și ce facem? Schimbăm playlist-ul, nu mai punem muzică rock, dar... Și spune ce a făcut Simona Senzual sau știu cine? Nu înțeleg. Sau Alexandra Stan când a compus Saxo Beat cu cine? Sau ceva stilul acesta acum? Nu înțeleg chestia asta. Bun, să mai amintesc și pe Cătălin Chiria, care a fost și la noi în studio, cel care, am spus, a plecat într-o misiune umanitară în India. Abia așteptăm să vedem cu ce tolbă și nu în cele din urmă, din generația a treia. Am înțeles că a venit acum, nu, e vorba de prietenul emisiunii noastre, s-a întors din peninsula Yucatan, din Mexic, și sperăm ca să ne întâlnim cu domnul doctor Nicu Velicoglu după 10 octombrie, când va veni cu povești exotice, pentru că și el are călătorii acestea în extrem, pe cont propriu, deci nu cu grup, nu în sensul regular, printr-o agenție. E de Globetrotter. Globetrotter, exact, și are alături de Bettino Diamant, are locurile cele mai șocante, văzut și de domnul profesor Dr. Raica. Nu putem să uităm că el a făcut Kamchatka și Siberia Orientală, lacul Baikal, câți au ajuns acolo, deci a ajuns în zona extremului orient, profesorul Raica. La fel, am spus Bettino Diamant și nu în cele din urmă, cel de-al treilea Globetrotter, în sensul de călătorii extreme, a fost al Dalai Lama, deci la reședința lui Dalai Lama, i-a trimis o chestie atât de cadou, are autograful lui Dalai Lama, Nicu Velicoglu, și el merită, în opinia mea, e o mină de informații și are plăcerea de a vorbi despre călătoriile exotice, să le spunem așa. Pentru că tu ziceai de Dalai Lama, poate... Reușesc să vorbesc cu Sergiu de la Cluj, un cameraman care a fost chiar premiat de către Dalai Lama. Da, cel de la ProTV. Da, noi am fost colegi la școala de radiojurnalist la BBC, el era la televiziune, eu eram la radio, ne-am cunoscut. El a continuat la ProTV, a avut ocazia să facă acele filmări chiar la granița între China și India. Și a fost primit de Dalai Lama împreună cu Richard Gere, care... i-au și acordat un premiu. Poate odată tragem o fugă la Cluj, pentru că nu mai e la București, la Pro TV. S-a tras în Ardeală la Cluj ca să fie mai liniștit și ar fi un subiect să-l aducem și să discutăm cu el. Dar una aflu de arhitectul din Chicago, iar prezent aici, corect. Una ar trebui să identificăm, să-i vânăm în ghilimele, vorbesc ca jurnalist, pentru că avem această deformație actualității, deformație profesională, și să-i punem în prim plan ca să-i cunoască lumea. Așa cum una e să te duci ca și turist, muncii să vezi, și una e să te duci pe cont propriu, că asta spuneam, să mergi în Cusco, în Machu Picchu. Da, să te duci în Sicilia, unde toată lumea când... Aude de Sicilia. Sicilia, Totorina, Mafia. Tot prin intermediul Facebook-ului am descoperit-o pe Petra Stângă. O tânără de 30 de ani care a copilărit în Vitrometan, a făcut școala
la numărul 3, unde am făcut-o și eu, liceul la Școala Națională de Gaz, a lucrat o bună bucată în Sibiu, acolo s-a întâlnit cu niște italieni, de câțiva ani de zile lucrează la Milano și și-a redescoperit, să spunem, vocația, pentru că mama ei se ocupa cu croitoria și făcea adevărate minuni. Ea, în ultima perioadă în care a stat cu mama ei, pentru că mama ei din păcate a murit, nu știu, a impresionat-o și i-a transmis acest dar. La un moment dat a spus, eu ce fac acum? Și a zis, fac ce făcea mama. Și s-a apucat și a început să facă chestii handmade. Mi-a trimis pe cineva, nu ea, mi-a trimis un link pe Facebook, Petra Fabric, zic, hai mă să mă uit, dacă are legătură cu România, cu da. Mediașul, pentru că eu pe contul meu de Facebook am medieșeni din toată lumea. Și da, am văzut Mediaș, am văzut cam ce face, i-am trimis un mesaj, zic, sunt Mircea Hodârnău de la Radio Ring, aș fi interesat să facem un interviu, chiar și prin webcam, cum am făcut acea emisiune cu Erhard, de la mii de kilometri, da. Nu e nicio problemă. Cu Sicilia, cu Sicilia. Dacă s-a făcut cu Germania. Dacă n-au mafioții nimic împotrivă, vorbim. Și mi-a zis, accept cu mare plăcere, ne vedem în 2 săptămâni. Mi-a făcut o bucurie nespusă, zic, ok, am găsit încă un subiect. Am cu cineva ce să discut, să mai ieșim din monotonia asta a burgului nostru. Vreau să scot în față medieșenii corect care, într-adevăr, succes, care... Da, profiluri de câștigător, să le spunem. Pot să ne învețe ceva. Spuneam de cel din Noua Zeelandă, trebuie pomenit și acesta. Da. Și Petra a venit la studio, a venit într-o rochie albă și la un moment dat zice, rochia asta am făcut-o special pentru emisiunea ta. Bun, m-a dat pe spate. Da, de ce? Bun, și mi-a spus, uite, e primul... model, primul model pe care eu vreau să lansez, e primul interviu în media și are ocazia eu știu, fiecare medieșan să mă audă și cei de care sunt pe Facebook sau care intră pe blogul meu, pe Mediaș News Blog, știind cam ce se întâmplă, e o oportunitate să mă promovez. Bun? Deci am învățat ceva de acolo. Da. Și ea la început și a promovat lucrurile pe Facebook cu prietenele ei. Făcea broșe și anumite chestii și a testat terenul. Și iată că după câțiva ani buni de secretariat, a trecut de la secretariat la cetecist, așa, controlul calității. Bun. Și italienii au început să o aprecieze, au văzut că într-adevăr își vede de treabă, i-au dat joburi, i-a mai lucrat și acasă. Și acum cred că îi stă așa în două. Ce să facă? Ori să-și continue lucrul la secretariat, o să pedaleze puțin mai tare, pe handmade, mai ales Corina, colega mea de la Radu Ștefănescu, care și ea este tot înnebunită cu handmade-ul și face foarte multe lucruri de calitate, s-au găsit deja, au comunicat extraordinar. Și am zis, e ok, e ceva de viitor, poți să-ți faci la un moment dat o bună bucată de salariu și din chestia asta. Corespondente că produsele ei se găsesc în magazine în Italia. Au dus produse de aici în diferite magazine în Italia, care au spus da sau care au spus nu. Hai să vedem ce am discutat cu Petra la lentila de contact. Deja de anul trecut, din septembrie, când eu am luat decizia să încep să continui munca mamei mele, am zis, eu vreau să fac asta, pentru că este un lucru care mie îmi place, îl fac cu plăcere, îl fac cu pasiune, îl fac cu dragoste. Încerc să redau valoare unor lucruri pe care de multe ori, dacă noi am fi să ne deschidem dulapul, am găsit o groază de lucruri pe care nu le mai purtăm, dar care pot fi refolosite. În special jeansii, pentru că eu ador să lucrez cu țesutul de jeans, pentru că se creează lucruri deosebite și unice în același timp. Deci cu costuri minime, să zic așa, poți să creezi lucruri care să dea valoare unei vestimentații. Cam după câte săptămâni sau lună sau luni ai avut primul răspuns sau feedback de la blogul tău și ai pus un coment... îmi place ceea ce faci, aș vrea să cum am început eu? În primul și în primul rând, primele lucruri care eu le-am creat au fost niște broșe. Mm-hmm. Și acele broșe am avut ideea de a taga pe Facebook niște prietene, pe unele le cunosc personal, pe unele nu. Medeșence. Și eu am tagat aceste broșe. Experiență pe ele. Da, deci eu pe ele am făcut. Am zis, hai să, în funcție de personalitatea fiecăruia, am zis, hai să creez o broșă din jeans.
Și le-am cerut acceptul, am zis, uite, eu am creat niște broșe, îmi permiteți ca să vă taghez? Și le-au zis, cum să nu, suntem foarte bucuroase ca să facem parte din pagina ta. Și eu am început cu aceste broșe, mici lucruri care au valoarea lor, au semnificația lor pentru cine înțelege. La cine place handmade-ul? Da. Nu toată lumea. Gusturile mele poate să nu placă altuia. Dar sunt persoane care apreciază acest lucru. Bun, facem o scurtă pauză publicitară, după care revenim aici la lentila de contact cu Petra Stângă, cea care vine tocmai din Palermo sau aproape de Palermo, în studiourile Radio Ring la lentila de contact. Revenim la lentila de contact cu Petra Stângă, cea care a ajuns din cartierul Vitru Metan undeva la Palermo, nu? Exact, da. Așa, și să facă ceea ce îi vine din suflet, exact, nu? Da, da. Tu te-ai gândit vreodată că o să te ocupi de chestia asta serios? Nu m-am gândit. Nu. Dacă acum 10 ani, când eu căutam un job, cineva îmi spunea, tu o să faci lucrul ăsta, la un moment dat o să decizi să faci munca aceasta, aș fi zis, nu cred. Dar, uite că pasiunea mea, pe care o aveam de mică, de a înșira mărgele, de a colecționa șiragurile rupte, nasturi, într-un târziu s-a concretizat și sunt bucuroasă pentru că, într-adevăr, m-am regăsit în acel loc. Poate dacă eu rămâneam aici în România, la Sibiu, poate continuam munca tot în cadrul unei firme de producție pentru brandurile italiene. Dar, să zic așa, s-a vrut cu totul și cu totul altceva. Au fost cazuri în care colegi de serviciu, prietene, te-au întrebat și de unde îți faci shopping-ul? De unde ai cumpărat produsul ăsta? Acolo? Da. Acolo sau în diferite fotografii, pentru că, bun, ai zeci de, nu știu, cam câți prieteni ai pe Facebook? În jur de 200 și, deci nu foarte... Așa, bun, peste 100 contează. Aia sunt prieteni adevărați. Dacă ai peste 1000 și așa, deja ai cu semnul întrebării. Eu știu ce am făcut. Deci pentru a-mi pune în valoare obiectele pe care eu le-am creat, la început, în primul rând, le-am arătat prietenilor mele. După care, cunoștințelor. Deci să încep eu astfel de activitate și acasă, pentru că momentan, în acest moment, până nu o să-mi iau acea diplomă, eu deocamdată lucrez și creez în acasă la mine. Ceea ce e și foarte bine, nu? Și foarte bine, pentru că deocamdată acolo pot să profesez. Dar a fost, nu pot să zic că a fost atât de ușor, să zic, la început. A fost un pic mai greu pentru faptul că a trebuit să-mi iau toate creațiile și să mă văd pusă în situația să merg pe la diferite magazine, pe la diferite persoane care deja mă cunoșteau din vedere și să le spun, uite, eu sunt Petra, am pagina Petra Fabrics pe Facebook, este o pagină deschisă tuturor, deci nu este nevoie să-mi cereți prietenia, amiciția. Da. Eu creez aceste lucruri. Te interesează, nu te interesează. De multe ori sunt persoane care sunt foarte receptive și spun, da, îmi place, uite, un lucru deosebit, un lucru pe care eu nu l-am mai văzut, un lucru care ai putea să mi-l faci în textura, în culoarea. Și eu normal spun că da. Dar sunt, te confrunt și cu persoane care pur și simplu zice, nu mă interesează. Ne întoarcem de la Petra din Sicilia, descoperită de vânătorul Mircea, spunem, orice jurnalist trebuie să aibă în bătaia armei, să spunem. Reportofonul, camera video. Corect. Și faptul, meșteșugul de care aminteai, dar aminteai și de fostul tău coleg de școală, cel care a vrut să se angaje, a ajuns în Noua Zeelandă și spune aici un amănunt frapant, vrea să fie, să se angajeze... Cioban, păstor, să-i spunem așa, și l-au întrebat. Ai brevet de elicopter? Da, dacă, da. Deci ca să întoarcă turma cu elicopterul, în traducere liberă, da. Bun, și până la urmă, colegul meu a ajuns să lucreze pentru o foarte mare companie de construcții din Noua Zeelandă și ce e important, e cea mai mare companie care face autostrăzi. Avem edieșeni foarte bine văzuți în Noua Zeelandă, care undeva sunt așa director general junți, ca să știe. Deci la nivelul ăsta, mâna dreaptă a managerului acestei companii de autostrăzi. Și în momentul în care a venit în concediu în România, nu se putea dezlipi de telefon pentru că trebuia să fie
foarte, foarte ușor de găsit. L-au lăsat cu piciorul în ghips să meargă în concediu în România, dar până la urmă, deci, iată că se pune preț și pe profesionalismul românilor. Da. Dacă într-adevăr îți vezi de treabă și știi să te impune, așa cum Petra și-a luat produsele și s-a dus din magazin în magazin ca un adevărat meșteșugar să se vândă cu ghilimele de rigoare și să fie primit sau nu, asta depinde de curajul fiecăruia și de profesionalismul pe care îl are. De la Petra Stângă, eu zic să ancorăm acum în portul muzicii, pentru că de acolo ai informații. Înainte, da, aș vrea să discutăm de Cripple Creek Band și de faptul că va fi un eveniment la Böblingen, dacă nu mă înșel, lângă Stuttgart, la, da, spuneam noi, patria mamă a lui Mercedes. Și dacă poți să ne spui aceste noutăți. Da, acum cei de la Cripple Creek Band au avut lansarea albumului, l-au făcut în România, au fost în turneu de promovare, a venit perioada vacanței, Erhard a fost chiar în Spania câteva săptămâni, mi-a trimis pe Facebook o chestie că s-ar putea să cânte chiar sâmbătă, acum cu Peter Maffay, asta în avantpremiera unui concert din noiembrie. Albumul a fost foarte bine primit, se vinde peste mulțumitor, oricum acum din nou încep vânzările. Cei de la Dry Sat au realizat un interviu de 12 minute cu cei de la CCB și au rămas uimiți că americanii, nu, americani, poză televiziune dedicat muzical. Da, aparțin de Sat. Ei sau din același trus, cred că din același trus. Dry Sat, da. Dar întrebarea era de ce din nou colaborați cu americanii. Muzica aceea country vine de la Nashville. Și când aude un neamț care ascultă cu totul și cu totul altceva de niște nemți care cântă un country băgat în seamă la Nashville, atunci, bineînțeles, se mândresc și ei cu ei, așa cum ne mândrim și noi că sunt medieșenii noștri care, iată, cântă de 10 de ani, de 10 de ani și au ajuns să cânte la Grand Ole Opry. Deci numai cineva care este un mare fan al muzicii country știe cam ce înseamnă asta. E singura trupă din Europa care a cântat nu o piesă, ci două piese la Grand Ole Opry. Ceea ce nu s-a întâmplat doar de câteva ori în întreaga istoria celor scânduri sfinte ale muzicii country. Da. Să ne întoarcem și la Vasile Chișiu. Nu sărim. Da, te rog. Un alt medieșan, e vorba de Udo... Uwe Pelger, care a făcut liceul la Xente Sever, tot din aceeași generație cu Erhard. Ei au un proiect, sunt trei medieșeni care acum cântă sub numele de Burger Sieben. Da, de care au, da, au și un cântec pe care l-au vândut foarte bine pe o compilație dedicată japonezilor după acele evenimente de la Fukushima. Da, după tsunamiul tsunami. Da. Și pe data de 5 noiembrie, medieșenii noștri au un spectacol extraordinar sau un eveniment caritabil pentru a strânge bani pentru fundația unui brașovian. Brașovianul se numește Peter Maffay, care într-adevăr, iată, și el a plecat din România, din Brașov și a devenit superstar în Germania. Peter are mai multe proiecte caritabile, printre care și în zona Brașovului. Erhard a venit ca invitat aici la Brașov, toate persoanele atunci, eu am încercat să iau legătura cu el, dar regula de aur e îți lași telefonul ori la coșul de la intrare, de la ușă, ca să nu fie cum se întâmplă la anumite evenimente, când e liniște, te-au ascuns toate tonurile la telefon. Și iată că Peter a fost de acord ca acești medieșeni, printre care se află deci Cripple Creek Band, cei de la Burger Sieben, este o trupă rock 80s mediaș. Eveniment la Böblingen, 5 noiembrie. Elena și Gigi Crânganu o să deschidă acel eveniment, iar cei de la The Geekos, e vorba de o trupă de copii, cea mai populară trupă de copii, un rock band din Germania din momentul de față, este condusă de un medieșan, Erhard Hugel. El este profesorul lor de chitară, le-a compus piese, au deschis concertele celor de la CCB, iute mass media din Germania fiind un subiect foarte bine. Joe Black și School of the Rock, ceva dacă cu și Michael Jackson a început de mic cu Jackson 5. Băieți, într-adevăr, de fapt e o trupă formată din trei băieți și o fată, fata e la chitară și vocal. Cel mai în vârstă, cred că are vreo 13 ani. Și cântă rock de foarte bună calitate. Conduși de trainerul lor, Erhard Hugel. Da, medieșanul nostru și prietenul. Un vânător
nu, să spunem așa, o, un subiect pe care îl vânez eu foarte mult. Am făcut interviuri cu, cu acest subiect, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, numit Vasile Chișiu, dar în perioada în care el era fermier. Da. Da. El am acei bani prin programele europene. Da, Vasile, da, da, da. Era interpret de muzică populară. Dacă dați Vasile Chișiu acum pe, pe, ăsta, pe Google, primele trei subiecte sunt piesele de-a lui de muzică populară, care au fost postate pe Trilu Lilu, după care apar informații referitoare la cariera lui de solist de operă. El este medieșanul care lucrează la Opera Română și a, a cântat cu noi la Milano. Da, la, la Milano. Eu am chiar postat pe, pe site-ul meu primele concerte cu Rigoletto în acest an, al lui Vasile Chișiu la Milano, au fost în 19 și 20 martie. El este chiar Rigoletto. În, da. Așa. Da. În această vară am mai susținut câteva, câteva concerte. Iute mi-a trimis niște înregistrări pe YouTube și niște mesaje. La acest chiar la un moment dat scrie toate cele bune medieșinilor și în special lui Mircea. Semnează Vasile Chișiu, în paranteză Rigoletto. Da. Vasile, dacă o să vezi chestia asta da, pe, pe YouTube, pe YouTube da? Bun, salutări când de aici, vine acasă, din neapărat da. Trebuie să discutăm cu el. Nu, este un medieșan din nou realizat. Da. Și pentru că am făcut legătura cu Vasile Chișiu, trebuie să ancorăm acum în Canada, spuneai. Mai avem, discutam de Paula Țurcaș, care este soprană la Berlin și spuneam a cântat în Elveția. Iată însă că avem pe altcineva specialist sau expert în canto, sau da. Cum să-i spunem. Este da? O tânără plecată împreună cu soțul da. Din Mediaș, amândoi. El era la un moment dat mai pasionat de muzică aici, aveau trupa Toxes, a compus câteva piese pentru ea, s-au dus în 2009 în Alberta. De acolo Anca și-a continuat studiile muzicale și a devenit acum o cântăreață de crossover. Chiar discutam cu, cu Angelo și cu, da. Cu, da. Cu Denisa. Denisa. Asta copiază Within Temptation. Nu, este un gen foarte, foarte savurat, cel puțin în nordul Europei și mai nou și în Statele Unite. Combinația dintre muzică, muzică sinfonică da. Cu accente de heavy metal. Da, de deci heavy metal, a fost da. Rețeta specială a celor de la Nightwish, care cu Taria au vândut milioane de, de exemplare din albumul lor. Anca a studiat Anca Boieriu, da, să Boieriu, spunem, da. A studiat în Canada și are chiar și o, o pagină ancaboieriu.com, acolo se găsesc fotografii, link-uri, evenimente, a avut, iată, un concert cu prietenii ei intitulat chiar Anca Boieriu Soprano and Friends în 21 mai la o biserică din din Alberta. Dar anul trecut și-a lansat chiar și un album de debut, este, se numește Believe. Pe contul ei de YouTube se poate vedea chiar și studioul în care înregistrează. Acolo este chiar și o înregistrare cu soțul ei, care cântă câteva minute. Important să, să vedeți acolo, n-am scos chestia de pe YouTube, este invitată de către o televiziune, o televiziune din Alberta, televiziune chineză. Da. Deci repo- da. O mare comunitate de chinezi da. În zonă, în satul Alberta. Probabil a fost da. La lansarea de album și când astăzi, când mă pregăteam pentru emisiune, să vedem hai ce se mai întâmplă, zic să vedem Anca. Bun, și m-am bucurat, zic ok, e o dovadă că e băgată în seamă. Bun? Reportera la ei acasă, ea pune, face prezentarea în chineză și toate răspunsurile pe care Anca le oferă în limba engleză, bineînțeles, sunt, sunt titrate în limba chineză. E un material de vreo 10 minute foarte, foarte interesant. Da. Deci, medieșenii acesta sunt băgați în seamă nu numai de către canadieni sau așa, cât și de către viitoarea putere internațională China. Da. Să spunem, Mircea, datorită globalizării, trebuie, iată, să ne întindem antenele pentru a afla lucruri despre cei plecați din această comunitate. Eu, cei care sunt, eu sunt ancorat da, așa da, în calculator. Da, spune tu, lumea este la o chestie de click. Da, cei care alcătuiesc împreună, să spunem, o scenă artistică. Noi am făcut și îți mulțumim pe această cale, această călătorie, plecând, să spunem, de la acea lansare de carte
făcută de arhitectul din Chicago, din Chicago, ajungând după aceea la Alexandru Calcatinge, cel care via Viena, Statele Unite, devine un nume în arhitectură, ajungând la cea care face handmade în Sicilia, Petra Stângă, da, din cartierul Vitrometanet, ajunsă în Sicilia și nu în cele din urmă, discutând și de cea care a ajuns în Canada, de Anca Boeriu, dacă ne referim la stilul de muzică pe care îl face, și amintim și pe mai vechii noștri prieteni, tu având relația specială cu Erhard Hügel, iată, Siebenbürgen cântă în deschiderea lui Peter Maffay. Eu aș trage o fugă pe 5 noiembrie până pe la Böblingen. Nu știu, mă mai gândesc. Te mai gândești. Mă mai gândesc. Dacă se întâmplă cumva evenimentul, filmezi și venim să-l discutăm ca... Nu, e o ocazie unică. E o ocazie unică. Și sunt sigur că, așa cum Gheza, da, nu, a venit acasă, încearcă încet, încet să se rebranduiască. Bun? Deci sunt anumiți instrumentiști, muzicieni sau oameni de artă care s-au lansat în România, au continuat cariera în Germania, bun? Și au reușit la un anumit nivel să se facă cunoscuți și acolo. Și cu ocazia globalizării, iată, la un click... Știm cam tot ce și se Vasile face. Chișiu, plecând din ferma lui de acum, nu știu câți ani, de la Valea Lungă, de la Valea Lungă ajungând la Scala din Milano, ca să vezi ce ți oferă viața. Asta datorită pasiunii, profesionalismului și, bineînțeles, a dăruirii 100% a celui care, într-adevăr, se pune în slujba jobului său sau face ceva cu plăcere. Noi n-am avut pretenția în această seară să stabilim neapărat o ierarhie oficială pentru uzul comunității, nici nu vrem, doar vrem să informăm atâta tot și să spunem că încercăm să descoperim împreună și vom continua această serie de emisiuni profilul medieșenilor care au succes în Occident, în artă, în arhitectură, în muzică și în alte domenii. Chiar amintind de colegul tău, fostul tău coleg, care este mâna dreaptă a celui mai mare manager a unei companii de autostrăzi din sudul lumii. Și știm bine cum stăm cu autostrăzile în România. Da. Nu știu dacă ar fi făcut același lucru aici în România. Recomandăm publicului nostru, în ultima parte, în linia întâi, cu ajutorul colegului și prietenului nostru din presă, Mircea Odănău de la Radio Ring și posesorul blogului de succes, mult premiat, ultimul interviu cu Anca Boeriu în Alberta, să spunem. Este de fapt o înregistrare. Un videoclipul piesei de titlu albumului ei. Am înțeles, Alberta, Canada, cu Anca Boeriu. Rog regia dacă poate pune această secvență.